Începem cu o știre de la coronavirus. Governo deja știa de la 20 de ianuarie de coronavirus și erau trei scenarii. Cel mai dramatic putea să fie foarte periculos și pentru asta s-au gândit să închide tot teritoriul de la Italia. Și acum se știe de la un mare ziar din Italia că asta a fost il drum cel mai bun, pentru că morții sunt mai puțini decât putea să fie cu scenariu mai dramatic. În ultima vreme se vorbește de Recovery Fund, un fondo garantito. Italia cere bani pentru ca să reîncepe activitatea. 2000 de miliardi pe următorul bilanțo 2021-2027, dar o jumătate din asta, 1000 de miliardi, trebuie să fie a fondo perduto, se nu mai se întorce înapoi la, pentru că trebuie să se repara pentru ce s-a întâmplat, copertura pentru tot activitatea care au pierdut bani. Dar ce s-a întâmplat? L'Europa incaudata în două feluri, în două parți. Una este pro recovery fund, una este ca cere bani înapoi, adică de 2000 de euro di miliardi, 1000 de euro, 1000 de miliardi sunt să se întorce înapoi, cred cu fara de o bandă o cu puțin de o bandă, și 1000 de miliardi nu mai se întorce, dar este pe copertura ce s-a întâmplat, pentru toate activitatele care au pierdut bani. Cine este de acord? Niște țări din Europa au zis că nu. Cine poate să fie că a zis nu? Cine nu a pierdut foarte mult bani, dar țări de la sud, foarte mult sunt activitate pentru turism, chiar că au pierdut și încă pierde, pentru că Recovery Fund trebuie să fie un medicament tare, dacă vroiam să vorbim încă de Europa, de unitate de Europa, pentru că dacă nu se întâmplă asta, dacă țările de la sud nu sunt foarte ajutate, chiar că nu mai merită să se vorbește de unitate din Europa.